Chiar ați pariat pe FCSB? Ando, tu? Eu nu. Eu CFR 1, 2, Faro. Eu așa le văd. Da, CFR 1, 2, de, nu pot să cred. Tot CFR-ul ia campionatul? Da. A șasea oară la rând? Scuză-mă, vorba lui Moromete, pe ce te bazezi? Eu spun că le iau campionatul. Încă o foame, nu știu. Că e presiune, că Dan Petrescu e așa, și jucătorii au foame de rezultate și de bani. De trofee și de bani, că până la urmă acolo sunt. Sunt puțini români, nu sunt foarte mulți români în acolo, care de-aia au venit la CFR să câștige trofee și bani. Eu pe asta mă bazez. Și nu știu cum îi ține atâția ani în priză. Adevărat că și schimbă, Dan. Și schimbă, au competiție pe posturi. Câți aveau la începutul campionatului? Erau 6 atacanți și Dan joacă totodată cu 32. Joacă cu un atacant și erau 6. Aia de ce au venit aici? Să se bată pentru locul ăla și... Păi, că mai schimbă... Acum? Au Debeliu, Ale, Buș, da? Bârligea, da? Eboa, 6. 6 și stai că, și doi au plecat, doi. Că vorbeam ieri cu, ai văzut ce a zis Cristi Balaș, ieri că a intrat Cristi Balaș, așa, și sunt, au zis că mai vor un atacant. Un norvegian. Da? Da? Am văzut, da. Da? Deci mai vor un atacant, un norvegian. 7 atacanți. Și acum joacă cu când, unul. Când va juca meciuri cheie din asta, au... începe cu unul. După poate să termine chiar cu și trei. Și nu mai au cupe europene, nu mai au nimic. Deci, două meciuri. Nando, Lazio și stop. Bă, nu știm, mai vorbim. Ar fi prea... Așa am zis și cu Sevilla. Amă, Sevilla. Da, cred că sunt minuni. Astea sunt minuni. Am fost la meciul retur de la Sevilla. Da, știu. Au fost acolo puțin. Hai să fim pragmatici, astea sunt minuni. Corect. Astea sunt minuni. Deși lui Dan Petrescu îi place o echipă ca Lazio. Da. Nu, lui Dan Petrescu îi place. Da, presiunea la ăia. Da. Depresiunea la ei. Lazio joacă cu 4 pe linia de fund, nu e cu 3 cum joacă italienii să închidă. Mai vedem. Mm-hmm. Eu zic că nu. Eu zic că mai vedem. Deci tu mergi pe CFR. CFR 1 2 2 Faro. Eu zic că nu mai vedem. Eu zic că nu mai vedem nimic. Eu zic că nu mai vedem. Bine. Dublă. Da, da. Dacă deci, o fie vreo dublă, să nu fie doar un meci. Da. CFR Faro, tu pe cine mergi? Eu zic FCSB-ul șansa a treia, Clujul a doua și favoritul vă pe Faro Constant. Favorit Faro. Da. Adi? M-aș bucura să câștige Faro. M-aș bucura, dar o să fie, cred că, Steaua, CFR și Faro acolo. Pentru... Și topul care ar fi 1-2-3 așa? La cum vezi echipele în momentul de față? Acum? Astăzi? Da, da. Cred că o să se întărească. CFR-ul o să ia jucători. Depinde pe cine ia, iar face un pas în plus. Uh-huh. Steaua, depinde ce o să facă după ianuarie, are un plus. Și Steaua. Dacă nu intră Gigi să joace, momentul... din ce am înțeles, ar putea să și intre să joace. Poate, în momentul de față, Faro este cea mai constantă echipă. Ei joacă cel mai bun fotbal și au organizare este foarte bună. Andrei, Faro. Nu l-am văzut acum vreo să câteva să că zicea că nu-i place cum sunt bătute cornerele. M-auzi? La și dacă la Steaua, ba da, l-am auzit la, că ai zis că nu-i era discuția cu Coman că îi spune să nu mai bată da, pe da, da, și tine. Atunci că spunea Ando că el e comod și sta, cornere poate să bată, că e ușor, doar bas cornerele intre. E greu să ajungă mingea în careu. Tu pe cine vezi? Are o vârstă. Păi pentru mine ar fi o mare surpriză dacă n-ar câștiga CFR campionatul. Păi, toată lumea cu CFR. Cum toată lumea, uite, să spun noi cu CFR, no, uite. Ba da, Adi a zis Robert. Că... Adi a zis că FCSB-ul poate să câștige campionatul, de ce? Cred că depinde foarte mult, Andrei, de perioada de transferuri, ce jucători vor veni. Ce... Noi acum ne dăm cu părerea la ce s-a întâmplat până acum. Dar nu pot deci să știi... Topă CFR mergi, nu? Da, ar fi o mare surpriză să nu câștige CFR-ul. De ce? Pentru că CFR-ul are lotul de jucători foarte bun. Pot să compar cu FCSB, de exemplu, dar CFR-ul are antrenorul cel mai bun și nu pot să compar sub nicio formă cu ce are FCSB-ul. Asta ca valoare de lot. Iar din punct de vedere al identității de joc, avem două echipe cu identitate de joc. CFR și Faru Constanța. Care merg pe același sistem, au aceeași filozofie. Poți să spui ce joacă. Aș fi spus chiar și de Universitatea Craiova cu Rădoie acum, dar până la ultimele două meciuri, că nu mai înțeleg ce se întâmplă, pentru că nu mai... La ultimul meci, cel puțin cu ce le-a făcut FCU 1948, 48.
m-a surprins total. Adică să nu, să nu știi ce să faci în momentul în care pune ea presiune pe tine și te iau de sus. De ce? Pentru că da, într-adevăr, Rădoi cu sistemul ăsta 5 romb 1, cum zice el, așa frumos, și cu felul de a juca, ne-a arătat că e o echipă de posesie, o echipă care poate să țină mingea în interiorul ei 62%, 65% din timp și, mă rog, să treacă liniile succes. Greu, greu și cu multă pierdere de timp, dar să le treacă succesiv până să ajungă la zona atacanților să marcheze sau să creeze faze de poartă. Or, ce s-a întâmplat inclusiv cu Chindia, aș spune, la meciul ăla, dar cu FCU, greu de tot. Adică n-am mai recunoscut echipa aia. Și atunci, în mintea mea, rămân două echipe cu identitate clară în momentul ăsta. CFR și FAR.